Salutare, dragi prieteni! Suntem la Pelinei și astăzi o felicităm pe Anastasia cu ziua de naștere. Surpriza vine din partea iubițelului ei, Ghenadie. La mulți ani, Nastea! La mulți ani, Anastasia! Haideți să aplaudăm cu toată lumea o îmbrățișare din partea ursulețului. Anastasia, te salut! Asta este ziua ta de naștere. Ai împlinit o vârstă foarte frumoasă. Văd lacrimi în ochii tăi. Eu sunt interpreta Cristina Pascal Zagorodni și astăzi am o surpriză pentru tine. Vreau să îmi spui cine m-a invitat aici. Nu știu, cred, iubitul meu. Iubitul tău? Cum se numește? Ghenadie. Uite, am și coșulețul acesta cu flori pentru tine. Haideți să aplaudăm. Iubita mea, cea mai fermecătoare și frumoasă fată din lume, te felicit cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc să nu încetezi niciodată să visezi și să tinzi spre idealurile tale. Să rămâi la fel de încrezătoare în forțele proprii și la fel de autentică. Fii fericită, iubito. Lasă neplăcerile să dispară din inima ta, astfel încât să rămână doar bucuria și dragostea. Îți doresc să fii modelul de feminitate și gingășie, așa cum ești pentru mine. Bucură-te de viață, urmărind lumea care îți stă la picioare și nu te îndoi nicio clipă de dragostea mea pentru tine. Te iubesc nespus de mult. Te iubesc mai mult decât orice pe acest pământ. La mulți ani, frumoasa mea iubire, cu drag din partea iubițelului tău, Ghenadie. Aplauze! Și o îmbrățișare caldă. Și avem și un buchet din melodii, ursulică, încet, 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 la care te invit să lași într-o parte baloanele și coșul, dar invit prietene, sora, rudele, mama, da? Așa este, nu? Surorile? Sunteți mai multe. Cât sunteți? 6 copii. Vai, 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 bravo! Sunteți o familie foarte bogată. Și vă invit pe toți care sunteți aici ca să dansăm. Pentru că Ghenadie, special, a ales cântece. Pentru că sunteți gemene? Nu, semănați foarte mult. Așa că a ales și un cântec despre sora mea, așa că o să dansați, desigur, împreună cu ursul.
dar toți copiii să danseze cursul. Așa că vă invit ca să o susținem pe Năstica. Ia. Să trimiți asta surorii tale. Poți să dansezi cursul așa în dacă venit. Dacă o iubești, da. Dacă o respecti. Așa. Asta-i pentru sora mea, deșteaptă și iubitoare, muncitoare și superbă ca cea mai frumoasă floare. Toate florile din lume ți le-aș da pentru că meriți, m-ai ajutat mereu când viața mi-a pus pe visoră. Dragă, te iubesc, nu ți-a spus-o niciodată. Tu ești la fel ca mama și ai o inimă curată. N-am cum să o uit vreodată cât de mult m-ai ajutat. Mi-ai dat haine, mi-ai dat bani, mereu m-ai respectat. Contează prea puțin, contează că-i fost aproape. Mereu mi-ai deschis ușa, fie că a fost și sau noapte. Când n-a fost nimeni cu mine, ai fost cu mama și tata, Dumnezeu și un prieten. Și câteodată fata mă bucur atât de tare când mă uit la viața ta. Cu nepotul și cu soțul radiez precum o stea. Mereu o luptătoare, toată lumea te respect. Sora mea de milioane, nu trece orice vedetă. Am să te respect pe viață și în dramă și în hor. Toată lumea se dă în spate când e frate lângă soră. Pentru cea mai scumpă soră din lume! Să nu rămâi niciodată certat cu el sau cu ea. Pentru că e cel mai frumos dar pe care l-ai primit. Așa că se pregătește de ori când o faci. Trecut anii, sora mea, însă tot mai frumoasă ești. Îți citesc în vorba caldă cât de tare mă iubești. Îmi porți grijă și acum, ca atunci când eram mici. Și mi-ntinzi o mână caldă când mi-e greu să mă ridici. Frumos să știu că tu ești acolo mereu. Când în lumea asta rea, nu sunt mulți cu mine la greu. Sora mea arează de soare, noi prea multe n-am avut. De asta acum că sunt mare, cu orice vreau să te ajut. Am crescut și am mâncat din aceeași farfurie. Ieri eram copii și ne certam pe o jucărie. Parcă ieri mama și tata munceau din greu să ne crească. Și-o citeam în ochii lor ca nimic să nu ne lipsească. De ai frate sau soră, e mare bogăție. Un dar de la cel de sus, pentru oameni pe vecie. Soră, te respect pe viață și în dramă și în horă. Toată lumea se dă în spate când e frate lângă soră. Pentru cea mai scumpă surioară de lume, Anastasia, la mulți ani! Și o îmbrățișare din partea tuturor fraților și surorilor. Haideți, câte o îmbrățișare caldă împreună cu ursulețul. Aplauze! Următorul cântec pentru cea mai scumpă, pentru iubita, pentru tine din partea lui Gennadie. Dedicație muzicală. Să-mi piciunea mea, sunt buzele tale.
plinde culoare. Ești cea mai dulce melodie, deși te-am învățat perfect. Ce rimă ai, nimeni nu știe și tot nu-ți găsesc defect. Ești cea mai dulce melodie, deși te-am învățat perfect. Ce rimă ai, nimeni nu știe și tot nu-ți găsesc defect. Iire, ador de mora ta privire, vreau să dansez acum cu tine. Ești drumul meu spre fericire. Iubire, ador de mora ta privire, vreau să dansez acum cu tine. Ești drumul meu spre fericire. Cea mai dulce iubită din lume, din partea scumpului Ghenadi. Ursulica, ai încurcat. Tu ai spus să sară, că ai să iei doar. După cum și acum facem un drinuleț cu ursul. Năstica, ești prima. Nu știu dacă-i față. Și toată lumea. Și Mărica, haideți. Din la tine asta eu nu m-am așteptat, dar trenul. Răsune aplauzele pentru Anastasia, pentru că să cântăm mulți ani trăiască cu toată lumea. Aplauze! Para vir.
Îmbrățișare caldă. Aici a luat sfârșit surpriza noastră, dar mai urmează ceva, pentru că Ghenadi ne-a rugat să-l telefonăm personal ca să-ți transmită și el câteva cuvinte direct. Sper să ne răspundă, să nu fie ocupat. Așa este. Vreau să spun că eu nu s-a aproape de tine acum, dar cred că pot și cred că pot eu, adică mai gândesc poate să te impresionez cu toate chestiile astea. Pentru că impresionez foarte pentru tine, chiar sunt foarte mult la tine și cred asta dau dovadă că te iubesc foarte mult. Și aștept cât mai repede moment ca să vii lângă mine. Nu mi-e așa ușor, dar tine știi foarte bine. Și mă gură tine, mi-e doar tine foarte mult. Îmi fac vreo cunoștere de locuri cu tine în ziua asta specială. Și da, încă o dată la mulți ani. Cum a spus speaker și tot alături de mine. Și eu cred că te bucur faptul că mă ai și pe viitor tot o fac să fie cu bucurie. Uite, eu cred că și Anastasia vrea să spună ceva înapoi pentru această surpriză. Haideți să o aplaudăm. Aplauze. Nu este ca ia microfonul. Sau îi spui așa, vezi și tot. Mulțumesc foarte mult și te iubesc și mi-ai dat. Aplauze! Ghenadi, mai adaugi ceva? Da, dar dacă familia e acolo, cumva faceți mai multe și ceva? Te aud toți. Toate rudele te aud. Aș vrea să-i mulțumesc foarte. La început, cum a spus, îi mulțumesc părinților că m-a acceptat în familie. Mulțumesc întreaga familie, adică mama, soacră, tată, socru, cumnați, ca să spun așa. Haideți să-l aplaudăm, că are emoții. În care eu cum sunt și eu acolo, dar o să recuperați cu siguranță, Ghenadi, acest moment. Da, desigur. Cum a spus, poate mai ai pe unde minusuri, poate mai ai, nu este persoana ideală de asta. Dar nu știu unde tu nu poți să fac. În sens că rele sau una alta, doar acum te pot iubire. Cred că fac mai mult foarte bun decât rele, ca să spun așa. Pentru că faptul bun îi contează. Într-o rău, într-o iubire enormă. Ghenadi, cred că o să faci tot posibilul să vă vedeți cât de curând, pentru că tu plângi acolo, ea plânge aici, dar soluția cred că este să vă uniți cât mai repede, să fiți împreună, ca să nu vă duceți dorul și să petreceți cele mai frumoase clipe împreună și dacă totuși este vorba de viitoare soție, eu pot să vă spun casă de piatră, să aveți o familie frumoasă. Haideți să-l aplaudăm pe Ghenadi. Nestica, noi îți spunem încă o dată la mulți ani, sănătate, fericire, să ai alături persoanele dragi, să mergi înainte cu capul sus și toate dorințele să devină realitate, să ai succes în tot ceea ce faci, pentru că ai o familie frumoasă, ai o familie mare, sunteți o familie bogată, ai cu ce să te mândrești. Eu cred că niciodată nu o să te lase nici la rău, nici la bine. Dacă nu-i una, e a doua, dacă nu-i a doua, e a treia, dacă cât ați spus că sunteți? Șase! Wow, mamă, n-ai să rămâi fără susținere și mai ales așa mămică tânără alături.
Noi îți spunem încă o dată la mulți ani și haideți să aplaudăm și să-i spunem cu toții la mulți ani! La mulți ani! Și-o vreți șoare caldă cu toată lumea, așa, la Năstica, haideți toți, 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 toți! Și mămica, și fratele, toată lumea!